Comisarul European pentru Coeziune și Reformă Elisa Ferreira și Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, au efectuat ieri o vizită în Valea Jiului. Județul Hunedoara va avea acces la 900 de milioane de euro pentru reabilitare urbană, susținerea companiilor și trecerea la energie verde din mai multe surse europene, declară reprezentanții ADR Vest. La o zi după semnarea acordului de parteneriat dintre Guvernul României și Comisia Europeană, care va deschide calea pentru investirea a peste 31 de miliarde de euro din politica de coeziune în România, în ciclul financiar 2021-2027, Comisarul European pentru Coeziune și Reformă, Elisa Ferreira, a vizitat Valea Jiului, zona aflată în plin proces de tranziție spre energia verde, regenerare urbană și modernizarea infrastructurii cu finanțare europeană nerambursabilă. Am stat de vorbă cu localnicii și am încercat să înțeleg situația, astfel încât să le oferim răspunsul potrivit la nevoile lor. Există un potențial aici și e important să ne asigurăm că ei pot avea un viitor aici, să nu fie nevoiți să părăsească zona, iar tocmai asta își propune politica de coeziune a Uniunii Europene, a spus comisarul. Alături de Elisa Ferreira, în Valea Jiului a venit și Ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene, Marcel Boloș, și directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Vest, Sorin Maxim, împreună cu o serie de experți în fonduri europene. De altfel, ministrul a declarat că județul Hunedoara va putea accesa o sumă record în ciclul financiar 2021-2027. Programul operațional pentru tranziție justă are 500 de milioane de euro alocate. Strategia pentru Valea Jiului are alte 100 de milioane de euro numai prin programele operaționale pe care le avem prin politica de coeziune. Recent, împreună cu președintele Consiliului Județean, am semnat contractul de infrastructură de apă și canalizare de peste 270 de milioane de euro. Recent, împreună cu președintele Consiliului Județean, am semnat contractul de infrastructură de apă și canalizare. Peste 270 de milioane de euro s-au adăugat în bugetul acesta generos de investiții. Și iată, dacă adunăm cele trei bugete, sunt peste 900 de milioane de euro pentru perioada de programare 2021-2027, a declarat și ministrul. Directorul ADR Vest, instituție implicată în mod direct în organizarea vizitei în Valea Jiului, a reiterat faptul că odată cu noul program operațional regional se deschid o serie de oportunități noi pentru localitățile de aici. Marea noastră provocare o reprezintă proiectele care trebuie să producă dezvoltare, să pună ceva în locul acestor mine care au fost închise. Avem o componentă în care vom finanța zona de start-up doar în județele Hunedoara și Caraș-Severin, pentru că numărul de companii la 1000 de locuitori este foarte mic aici, a declarat Sorin Maxim. Odată cu noul program regional, ADR Vest a devenit autoritate de management, iar bugetul alocat regiunii Vest pentru perioada 2021-2027 va fi de 1,1 miliarde euro.